Salutare prieteni, numele meu este Olaru Mădălin, sunt din Râmnicu Vâlcea și astăzi am decis să fac un vlog pentru a mai detensiona puțin situația, pentru că toți stăm în casă, trece foarte greu timpul, așa că am hotărât să fiu puțin creativ. O să fac o rețetă în spirit de glumă, sper să o luați ca atare. Dacă zilele trecute am făcut sushi, o rețetă puțin mai complexă, astăzi am primit o comandă specială de la băiatul meu Dominic, care are 7 ani. Și m-a rugat să-i fac niște clătite. Așa că am zis să fiu creativ și să-i fac niște clătite de protecție împotriva coronavirus. Da? Deci o să facem câteva clătite în formă de mască și sper să vă placă. Dacă vă place, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să vă abonați la canal. Pe mine m-ar ajuta foarte mult pentru a putea continua a face acest tip de conținut. Și hai să trecem la treabă să vedem ce reușim. Am scris COV-19. Da? Dacă o să lăsați multe like-uri și comentarii, poate o să vă abonați și mai mult, o să promit că data viitoare o să pun și rețeta. Da? Clătitele sunt super pufoase, așa că sigur o să vă placă. Ce zici, o să te protejeze? Mm-hmm. Da? Poți faci comparație cu, că avem nicio să măști. A, să facem comparație cu măștile? Ia, real. Bravo! Ia, stai. Real versus food. Real versus food, a? Ia, mă, ia. Să vedem dacă seamănă. Mă, seamănă. Seamănă, nu? Da. Gata, deci seamănă. Mai avem confirmare. Cum? Mai că e un pic așa mai greu, dar n-are nimic. N-are nimic, nu? Ne protejează? Uh-huh. Bine. Dacă ne protejează... E bună. Mâncam e bună, nu? Mâncam zemințe. Da. Bine. Hai, vrei să le spui ceva la abonați? Da. Hai, spune-le acolo. Nu uitați, în această perioadă să încercați să vă protejați foarte mult și să nu mergeți pe afară. A, așa, acolo. Gata. Gata? Bun. Până data viitoare, rămâne sănătoși și să ne auzim numai cu bine.